Ministrul Mariana Câmpeanu a precizat că, din nefericire, acesta nu este un caz singular. Noi o să facem prin sondaj și mai ales o să încercăm, în urma sesizărilor pe care le avem sau le vom avea, să reevaluăm acele persoane care au obținut în mod frauduros certificatele. Ministrul Muncii a adăugat că se urmărește unificarea activității de evaluare pentru persoanele cu handicap cu cea pentru pensii de invaliditate. Fie că este o persoană cu handicap și are nevoie de o indemnizație sau de servicii sociale în acest sens, fie că este o persoană care se poate reintegra după o anumită perioadă pe piața muncii și atunci va primi, așa zisa, pensie de invaliditate pe o perioadă limitată de timp. Potrivit oficialilor, aceste măsuri trebuie corelate cu reforma din sănătate. Reprezentanții Ministerului Muncii au în plan reducerea decalajului între nivelul minim și cel maxim de salarizare în sistem. În prima etapă se prevede o creștere a retribuției medicilor rezidenți, care în prezent este puțin peste 800 de lei.